Flavius are 12 ani și este cel mai tânăr meșter de opinci țărănești din România. A învățat meșteșugul de la bunica lui, învățătoare într-un sat din Bărăgan, de la care a moștenit pasiunea pentru tradițiile satului românesc. Încălțările tradiționale confecționate de el au fost achiziționate de membrii unor ansambluri populare, dar și de colecționari de obiecte populare din țară și străinătate. Nojițele astea, când le terminăm, trebuie legate și hai să avem grijă să tragem bine de nojițe și când le încălțăm, ca să se fixeze bine pe picior și pe șoseta. Avea doar 10 ani când a realizat singur prima pereche de opinci. Își amintește cât de greu i-a fost să dea formă pielii, să măsoare, să taie și să coasă. Acum însă mânuiește instrumentele cu ușurință ca un meșter cu experiență. Reușește să confecționeze o pereche de opinci în doar 2 ore. Folosește numai piele naturală de oaie, procurată cu greu tocmai de la Suceava. Am nevoie de un fund, un tipar, piele, ciocan, foarfecă și preducele. Adică ce sunt preducerele astea? Ca să pot da găurile pe piele. Și ce fel de piele folosești? Piele de oaie. A naturală? Da. Acum fac găurele pentru a ști unde să dau găurile cu preducerele. Găuresc pielea pentru a-și putea însăila. Un tipar l-am găsit, mi-a fost oferit de urmașii lui Neaspiru, cizmarul de la noi din sat, de asemenea singurul om din sat care confecționa meși, opin și papuși de casă din materiale refolosibile și am încercat pentru mine să meșteșugesc la un meșteresc la o opincă, am văzut că mi-a ieșit, el la fel m-a ajutat și pe mine, tot mă întreba și într-o bună zi am zis, hai să încerci și tu să confecționeze o pincă. Flavius este elev în clasa 5-a la o școală din București. În fiecare weekend însă vine la Luciu, în satul bunicii, pentru a putea meșteri o pinci în micuțul său atelier. Copilul de doar 12 ani e mândru că duce mai departe o tradiție românească. Străbunicii noștri și le purtau când se ducea la hore și de asemenea le purtau și la grădinărit, la câmp. Tu porți opinci? Da, la evenimente. La sărbători? La sărbători, da. Și cum te simți în el? Foarte bine, adică sunt desculț. Încălțările confecționate de micul opincar sunt apreciate la târgurile din țară, iar unele au ajuns chiar și în străinătate. A fost apreciat nu numai de vizitatori din țara noastră, și din alte țări, din Yemen, din Bangladesh, și tuturor le-am dat câte un suvenir, ba chiar au și cumpărat de la el opin și au fost încântați de ceea ce fac copiii de la noi și ceea ce face el. Chiar au solicitat comenzi de opinci atât pentru adulți cât și pentru nou-născuți, pentru diferite evenimente, botezuri, aniversări, da. Și el lucrează pentru comenzile astea? Lucrează, da, cu mare plăcere și se bucură când a început să scoată și niște bănuți din propria lui muncă. Din piele, micul meșter mai realizează brelocuri, semne de carte și tablouri.